De dimineață, pe șoseaua Prieteniei, șoferii autovehiculelor cu masa mai mare de 3,5 tone au fost trași pe dreapta de polițiștii de la rutieră și cei de la economic pentru a verifica dacă documentele deținute de șoferi corespund cu încărcătura mașinilor. Păi, în primul rând, documentele personale și ale camionului, care tutir, cum vedeți și rovineta. Este o zonă cu problema aceasta? De ce ați ales zona asta, Prieteniei? Prin o zonă de tranzit încercăm să identificăm anumite aspecte. Să verifică dacă sigiliul, numărul sigiliului trecut pe documentele de transport CMR Carnetir corespunde cu sigiliul trecut aplicat propriu-zis pe autovehicule. Până acum? Până acum toate autovehicule pe care le-am oprit și le-am verificat, sigiliile au fost intacte, neexistând suspiciuni de rupere sau... Ce se întâmplă în cazul în care descoperiți o astfel de faptă? În cazul în care se va descoperi că unul dintre sigilii este deteriorat, se va proceda la verificarea cantității de marfă trecută pe documentele transport și cea faptică pe care o găsim în mijlocul de transport. Șoferii trași pe dreapta nu s-au arătat deranjați de acțiunea polițiștilor, sunt obișnuiți cu controlele, mai ales că veneau din punctul de trecere a frontierei, iar documentele lor erau în ordine. Ne spune de unde a luat marfa, unde transportă. Iuzea, iată, burdă. Bulgar, roman, magiar, copile, Finlandia. I-a pus plomba și documentele sunt în regulă. Și plomba este originală. Acțiunea e bună, dar... infracțiunea se fac în altă parte, nu la... nu jos, la nivel înalt. La acțiune au participat și mascații de la acțiuni speciale, care de această dată nu au mai stat într-un loc retras, așa cum procedează de obicei, ci au fost la vedere, fapt ce l-a nemulțumit pe unul dintre șoferii de tir supus controlului. Vă deranjează aceste verificări? Vă deranjează? Nu ne deranjează nimic absolut, numai faptul ce e în vama asta ta ne deranjează. Eu fac în fiecare zi, trec la Bulgar, am cursă de linie. Asta e singura chestie care mă deranjează. Nu, absolut nimic. N-am nimic nici cu domnul, nici cu controlele, că e foarte bine de problema asta cu controlele. Atâta bătaia asta de joc, care, ce se întâmplă cu podul, ce se întâmplă cu drumurile, asta e singura chestie. Dar e urât, adică e urât, ce să oprească șoferii cu mascații, ce se întâmplă? Ce, suntem așa răi sau cum? Acțiunea care a vizat combaterea fraudelor în domeniul achizițiilor intracomunitare cu legume și fructe nu s-a soldat cu sancțiuni de această dată, însă polițiștii vor desfășura astfel de controle periodic pentru combaterea evaziunii fiscale și a economiei subterane.